trecem la treabă. Dezvoltare pentru municipiul Târgu Jiu prin investiții și prin respectarea legii. La învestirea primarului au participat și deputatul Victor Ponta și liderul PNL Ludovic Orban. Am fost adversari, dar e un om pe care eu l-am respectat întotdeauna și mi-a răspuns cu același fel de respect. Am aceiași alegători, cei care l-au votat pe nou primar, chiar dacă este de la PNL, sunt cetățenii municipiului Târgu Jiu care m-au votat de 4 ori ca deputat și cât voi fi deputat până în 2020 sau și după aceea, voi sprijini toți primarii din județul Gorj. Pentru prima oară în Târgu Jiu există un primar liberal ales cu peste 50% care va arăta ce înseamnă administrația liberală în Târgu Jiu. Primăria Târgu Jiu a fost câștigată de candidatul PNL Marcel Romanescu după mai bine de 17 ani de administrație PSD.